Vă salut! Plătea cu ceasul, ora 8 seara. 100 de grame adunăm. 100 de grame. Cine dă vină, mă? Păi nu e apicultorul bun. Albina este, da? Uite. Uite. Toți stupii sunt așa, uite. Dacă n-adunăm miere, mamă, m-a văzut camera. A pornit alarma. Aici am apă. Aici am pus și eu ca medrigan o ramă așa. Zic, cine știe, o fi vreunul cu boți. Să fie aici o ramă, să o văd pe cameră dacă roiește vreun. Mai am pe aici pomișuri, dar nu cred că mai roiesc acum. Băi, deci când nu bagă miere, cine e de vină, mă? Apicultorul, nu? Uite. Băi, datoria la apicultor e să aibă așa, albină multă. Dacă a pornit alarma, albină multă, tată. Dar dacă săraca nu are ce aduna. Uite. E de vină albina că nu bagă miere? Ia spuneți și mie, albina e de vină că nu bagă? Deci apicultorul e de vină. Că nu știe să producă miere cu stupii. Păi ce să-i fac eu, bă, tată, dacă tăiul ăsta dă decât 100 de grame pe zi? Ce să-i fac? Să nu ziceți că n-are aerisire, uite, fereastra e deschisă aici. Așa să arătăm. O să zică unul și altul, dă-le, bă, aerisire. Dă-le, bă, aerisire, da, mă. Păi, ia aerisire, mă, uite, mă. Uite, sunt trase cu vorașele, deci are acolo spațiu, da? Are așa, uite. Și fereastra cealaltă deschisă, deci se face curent de aer aici. E, deci când nu bagă miere, ce poate să facă apicultor? Ce poate să facă? Dacă să-i mute. Să-i mute în altă parte, unde e cules. Mergem la pădurea de tei. Acolo poate o fi mai bine, a? Ia ziceți, mamă, nu dă tăi un hectar? Nu dă. Să uzează albina. Ce poți să-i faci? Ce poți să-i faci, tata? Unde s-o duci? Unde s-o duc eu albina asta? Acum să... Că uite, albina! Dar nu-i nectar în fari. Și când vezi la câte unul care arată rame pline de miere, parcă zici că e el deștept, a făcut el mierea. Te ajută zona, tata. Nu poți să zici că nu te ajută. Când ai rame pline, uite, și la mine aici, uite, câmpul ăsta. Dacă aici era, nu știu ce, floricele ca să bage, nu știu ce, nectar, băga miere, uite, de la ciuline, de la ce ăsta, mă, face, uite. Uite. Na, dacă asta avea nectar aici, venea albina și lua nectarul, dar nu e nectar aici, ce să-i fac? Da? Polen am văzut că mai adun. Nici nu le dau sirop, că... 100 de grame acolo de întreținere are, dar m-am uitat într-un stup, puieta cam împuținat, nu are chef să mai bage nici puiet, că vede și ele, că nu-i cules, nu. Ce să fac? Lu, pornește alarma la camera aia. Ia ziceți, mamă, unde să vă duc eu pe voi? Unde? La pădurea de tei nu bagă miere. Aici sunteți la tei în oraș, nu bagă miere. Unde să vă duc eu pe voi acum? Nu ziceți nimic. Ah, ai băgat tacul. Ai băgat tacul, fuga. Uite. Uite, mă, stupișorii, ce să fac eu, mă? Unde să-i duc? Apă le pun, la două zile le umplu cădița asta. Ce să fac eu, unde să-i duc? Unde să-i duc? Unde să-i duc? Ziceți voi, unde să-i duc? Medriga n-a plecat în concediu. A văzut că nu bagă miere, nu e cules. S-a dus să plimbe. Mă duc și o să mă plimb. Unde să te plimb, bă, tată? Unde să te plimb? Deci azi am deschis un stup. Uite pe ăsta de aici. L-am deschis și... E puie, dar nu prea e mult larvar. Voi ce faceți, mamă? Ce stați așa supărate? Ce-i asta? Floare.
să zică că e păr vălos. Nu, e mă, tata, nu știu ce este. Nu știu unde să-i duc. Nu știu unde să-i duc și ce să fac. De atâtea zile sunt aici la tăiul ăsta în oraș și înflorit, miroase. Zice, bă, miroase tăiul. Miroase, bă, tata. Dar nu dă nectar. Unde să-i duc? Mă duc cu ei tocmai la capătul țării, la Timișoara. Unde să-i duc? Na. Bă, știți de ce nu bagă miere? Fiindcă e linia de înalte aici. Uite, uite acolo, trece curentul, uite așa. Și le hipnotizează și nu știe să adune. Gata. Am prins șmecheria. Când vedeți sârme de-astea de înalte, să fugiți de ele, că nu mai bagă miere. Nu știu încotro să apuc, nu știu unde să-i duc. Nu știu unde să-i mai duc. Am dus tub de control, am dus. O începe cu lesul, nu începe, nu știu. Ce pot să fac? Știți cum e? Nu știm încotro să apucă mai. Deci, nu-i cules, da? 100 de grame pe zi. Eu pot să plec în seara asta cu ei să-i duc la pădure și de mâine să meargă aceea cu lesul la tei. Că nu poți să știi, dintr-o dată poate să dea nectar. Sau poate să dea, nu mâine, peste 2 zile sau peste 3 zile. Poți să știi când, ce e de făcut. Ce e de făcut, ziceți voi? Ziceți voi că mă doare capul. Nu vreau să le dau sirop, că aș putea să le dau și eu sirop. A stagnat cu puietul, totuși e 100 de grame acolo. A 100 de grame. E așa, în comă săraca, nici nu leșină de foame, nici nu îi merge bine. N-am stare deloc, nu știu unde încotro să mă duc, că îi duc la munte, unde se duc, bă, tata? Floarea soarelui ne-am florit. Păi ce faceți, mă, îi țineți acasă? Știu eu, majoritatea îi țin acasă, unde îi țin, le dă sirop acolo. Păi ce fac, mă, dau sirop, fac miere cu sirop, ce fac? Mai stau aici pe 100 de grame. A fost și cu minus și cu plus 100 de grame, atât. Și m-am uitat, v-am zis, în ramă și am văzut polen. Deci dacă a băgat polen, bagă după la floricelele astea pe câmp dimineață, bagă nițel polen, totuși e bine că are polen. Și poate peste o zi, două, trei, nu știu, o da nițel nectar tăiul ăsta. Să văd și eu un kill, două la cântar. Pădurea, știți că am dus și acolo stup de control. Totul cu cheltuială, tată. Cu cheltuială, că n-ai cum altfel. Ferice de care are așa o locație de ține stupii în curte și zboară albina în stânga, în dreapta și îi găsește plin de miere. Ai, ferice de voi care aveți zone din astea bune. Eu alerg cu ei și tot cu greu găsesc să văd și eu miere în stupi. Am făcut miere de rapiță, am făcut de salcăm bine, dar acum ce fac? Ce fac eu acum? Că nu știu, nu știu ce să mai fac. Unde să-i duc? Ulu, dă, nu vine să-i dau una și la camera aia, că într-una pornește. Numai pe mine mă vede, pe unde mă duc mă vede. Nu suport deloc când le văd așa că stă sărăcuțile și n-au cules. Toată ziua aleargă, îmi scade dimineața la cântar 1 kg. Deci pleacă 1 kg de albină cu legătoare. Aoleu, mă, să cuie camera asta cu alarma ei. Stai să mă mut pe partea. Deci îmi pleacă 1 kg de albină de la cântar. Seara se întoarce înapoi și dacă e pe plus 100 de grame, e minune. 100 de grame, mă, e minune. Vă dați seama? Minune, 100 de grame. Adică 1 kg de albină pleacă toată ziua ca să adune 100 de grame. Vă dați seama câtă muncă e pe albina asta? Păi ar trebui să fie 100 de lei kilul de miere la cât muncește ea săraca. Deci albina suferă când nu are cules, suferă și ea, și puietul, și apicultorul suferă. Uite, avem floricele pe aici, astea, dă, mă, nectar, nu dă nimic.
Ia ziceți voi, care sunteți isteți? Ce ați face în locul meu? Ah, dacă am țepatul. Unde i-ați duce bătat? Unde i-ați duce? Ați trece granița în altă țară? Unde? Ulu, ce m-a înțepat. Ia uite, săraca e rea dacă n-are cules. Gata, v-am lăsat că m-a înțepat vreo două.